Aș vrea să-mi spuneți părerea dumneavoastră acum despre felul cum au comentat fetele din Casa Mireasa situația Ingrid și a lui Andrei. Am observat că băieții dau crezare lui Andrei și spun că Andrei este un băiat extrem de sufletist, că nu crede că ar fi mințit cu ceva și că, de fapt, toată problema este la Inga. Pe mine mă uimește, de fapt, părerea Raluca, ținând cont că Raluca spunea că o apreciază foarte tare pe Inga și că este femeia aceea super stilată, super perfectă și așa mai departe, iar acum și-a schimbat părerea despre ea. Sincer, eu bănuiesc că majoritatea concurenților care au fost deja în excursie au venit cu mai mult sau mai puțin aceeași strategie care a avut-o și Inga, și anume să se prefacă că totul e ok, să ajungă în finală și de ce nu să rămână cu inelul, măcar dacă nu o să câștige finala. Din păcate, sincer vă spun că asta mi este părerea. Și ca și argument la ceea ce am spus, este diferențele care se văd cu ochiul liber înainte și după. Nu pot să cred niciodată în viața asta că câteva ore în excursie și o noapte de giugiurel poate să schimbe un om atât de mult. Zile în care știți foarte bine că majoritatea fetelor aveau nevoie de noaptea aceasta la hotel ca să-și pună în ordine gândurile. Și știți că sunt anumite fete care spuneau că au nevoie de intimitate doar ele cu partenerul ca să stabilească ce și cum. Cam asta a stabilit și Inga.